pe tatăl Robertei, pe Ștefan Dragomir, în mod repetat, a vorbit cu subiect și predicat, așa cum un tată care trece prin așa ceva poate să vorbească, ce poate să simtă, doar ne putem imagina, nu vom înțelege niciodată. Domnule Dragomir, ce este cel mai revoltător din ce s-a întâmplat în acest proces, din modul în care se comportă această familie, din modul în care sunt sigur că ați urmărit secundă de secundă tot ceea ce este relevant în această speță? Ce este cel mai revoltător în opinia dumneavoastră? Bună seara! Bună seara! Revoltător? Revoltător este tot ce face familia Pascu, dar eu am o foarte mare rugăminte și nu către familia Pascu, către domnul avocat Bendeac, să nu-i mai învețe să mai facă treburile astea și mai ales să nu mai arunce cu noroi nu găsesc cuvintele, scuze, timpul dumneavoastră e limitat, mă rog. Să nu mai arunce cu noroi în memoria copiilor noștri. Copiii noștri, Sebastian și Roberta, în primul rând că nu consumau alcool. Despre droguri nu poate fi vorba. Mai mult de atât, erau la facultate. Vorbesc despre copila mea, care a fost acceptată cu bursă la două facultăți și și-a ales pe cea care a considerat că este potrivită pentru ea, pentru că a crescut cu poveștile mele. Eu sunt șofer de transport în comun internațional și știe poveștile mele, cu astea au crescut din toată Europa asta. Îmi cer scuze, dar trebuie să știe toată lumea despre cine vorbim aici. Și ce e mai revoltător, că vorbim aici despre mușamalizare. Procuratura, când face un dosar de cercetare, că e penală, că nu e penală, că ce s-a întâmplat acolo, colaborează cu poliția, cu specialiști care fac cercetări la fața locului, da? Vreau să știu și eu de la specialiștii respectivi ce viteză trebuie ca să rupi un om în două. Fac referire la Sebastian. 102 km la oră. Haideți să ne uităm, și am cerut și aștept răspuns de la specialiști. Eu aștept răspuns. Ce înseamnă 102 km la oră? Sau ce înseamnă 102 mile la oră? Pentru că în bordul mașinii aceleia de colecție, viteza este exprimată și în mile și în kilometri. Pe mine nu mă mulțumește ce cercetări au făcut polițiștii și au dat procuraturii mai departe și cum s-a instrumentat. Și da, dumneavoastră sunteți șofer profesionist. Ce părere aveți? Că aveți o expertiză ca șofer, nu? Păi da, eu lucrez cu... Acum, cu ce a vorbit domnul Mihai Pascu, că e un domn, în fine. În primul rând că se combate singur. Eu lucrez cu materialul, acum în momentul ăsta lucrez cu materialul clientului, ca să zic așa. În primul rând, nu poate să-mi spună nimeni mie că nu, toată lumea trebuie să ferească când circulă Vlad Pascu, puișorul lui. Da? A avut trotuar, cum a declarat și copilașul acela mai devreme, eu știu despre cine este vorba, n-am să-i dau numărul, în numele. Așa, au avut de la Vama Veche până la aproape la intrare în 2 mai, au avut trotuar. Așa, ce trebuia să facă? Vlad Pascu a venit cu tăticul în spate,
cu poliția în spate, că știm foarte bine ce a făcut Cosin înainte, toată noaptea și așa mai departe, copiii noștri trebuiau să vină cumva de la teatru, cum spune dumnealui, cu trotuarul de acasă, să-i fie rușine de ceea ce vorbește. De-aia l-am și pomenit pe domnul avocat Bendeac să nu mai invoce treburile astea cu culpă comună și așa mai departe. Pe unde să meargă copiii aia dacă traversau în locul... Domnul Dragomir, ce fac este evident. Dar faptul că judecătoarea, în mod repetat, a făcut o serie întreagă de lucruri strigătoare la cer, întrebând dacă Sebastian este în sală, victima, da? Mestecând gumă, tratând lucrurile în ședința de judecată într-un mod inadmisibil. Inadmisibil. Asta vă dă încredere pentru ce urmează aici încolo în proces? Niciodată. O luăm de la capăt. Vă rog eu frumos, puțină răbdare. Dacă eu nu vorbeam și lătram și dădeam telefoane când aveam copila mea în capelă să mă interesez despre ce familie este vorba, mă înțelegeți ce vreau să spun. Mi-am dat seama despre cine este vorba, da, am ales să vorbesc foarte deschis cu presa. Pentru că am vrut să se mediatizeze, pentru că nu am vrut să rămână așa, doar un accident banal, și pentru că nu vreau și nu-mi doresc și sunt împotriva consumului de droguri, deci nu vreau să se mai întâmple altor părinți ceea ce trăim noi, familia Dragomir și familia Olariu, iar tatălui lui Vlad să-i fie rușine pentru ce, tot ceea ce încearcă să facă. Am tot respectul pentru părinții care încearcă să-și apere copiii, corect, dar nu la modul ăsta. A greșit, dar... îi spăsește. Domnule Dragomir, ați spus de avocat că încearcă să scoată culpă comună. Acolo să zicem că este de înțeles. Dar cumva și procurorul susține această variantă cu culpa comună? Păi s-a subînțeles din tot ce am spus eu adineauri. Și în revenind... momentul în care am început... Da, vă rog. În momentul în care am început eu să vorbesc cu presa, deci eu, tatăl lui Sebastian Valentil, colegul meu de bancă în suferință. Așa. N-a fost capabil. Acum a început să poată vorbi și dumnealui. Eu sunt un pic altfel. Am început să vorbesc, am început să dau detalii, am început să spun tot ce se întâmplă pas cu pas în fiecare zi. Poliția puțin a făcut și procuratura, puțin au făcut un pas în spate. Dar în continuare, această familie au mers, cum îi spune, deci totul este cumpărat acolo. Inclusiv dosarul, am făcut referire mai devreme, inclusiv la viteza care este la dosar acolo. A zis 102 mile. 102 mile înseamnă 164, da. Credeți că de fapt asta, inclusiv anchetatorii intenționat, au luat de pe bord și au scris kilometri în loc de mile? Corect. Și ulterior, acum două săptămâni, vă spun concret pentru că am auzit din martorii care au spus că haotic și l-au văzut și s-au întâlnit cu acest conducător auto, Vlad Pascu, așa, că avea o viteză foarte mare, cel puțin 100, mă rog, cât a considerat oamenii, cel puțin 150 de kilometri, nu, cel puțin 150 de kilometri la oră, pe care i-au raportat oamenii, de fapt sunt 163 la kilometri la oră, la momentul impactului, când a luat tot grupul. Și ca să lucrez în continuare cu materialul clientului, cum îmi place mie să spun, adică cu Mihai Pascu, copiii noștri nu veneau de la teatru. Ok, copilul nu a fost drogat, că a avut ceva reminiscențe prin corp, prin organism, o scapadă, la la la, bla bla bla, prostii de-astea, închipuite de ale lui.
Ok, să zicem că a fost trez. Deci n-a fost drogat. IML-ul minte, toate probele mint, exact ce ne-a arătat dumnealui acolo. Păi bun, în cazul ăsta se face singur inculpat, îl victimizează nu știu care e termenul. Adică dumneavoastră spuneți că de fapt îl inculpă și mai mult, tocmai pentru faptul că nu era sub influență și mai departe. Sunt două variante. Deci el a fost treaz, că am înțeles că și fata de la unde a fost acolo, deci a luat ciocolată și cel și-a mai luat el, așa, până la urmă și-a retras declarația și așa mai departe. Trece, pentru că avem bani. Ok, trecem peste. Dar ce declarase inițial fata? Da. Că era vai de capul lui. Că nu știa pe ce lume trăiește. Și și-a retras declarația? Păi vedem imaginile. Dar când da, și-a retras? Declarația. Când și-a retras-o? Acum de curând, doamnă. Deci în instanță acum ziceți că se întâmplă răsucirea asta. De totul începe păi să pice. Păi uitați că se poate întâmpla, pentru că ne numim pas cu noi. Eu cum mă numesc Dragomir, colegul meu de suferință, Valentin Olariu, noi suntem oamenii modești, nu dumnealor. Ne scuzați, dar noi nu avem bani să cumpărăm mărturii false. Sau retrageri de declarații, sau să ascundem camere. Deci dacă eu nu-i spuneam domnului Cuculis, ascultați ce vă spune Cătălin Dragomir acum, dacă eu nu-i spuneam domnului Cuculis, domnul avocat, vedeți că este o cameră de luat vederi la unitatea militară, care este exact pe colț acolo, da, unde a fost impactul. Domnul Adrian Cuculis n-avea de unde să știe, a făcut cerere pentru... Și pe camera aia ce se vede, domnul Dragomir? Deja erau luate de poliție, exact, atenție. Exact, așa se întâmplă. Și ziceau la vremea respectivă că sistemul, pentru că mi-aduc aminte că am dat în emisiune, că sistemul înregistrează doar dacă este pornit manual. Până la urmă au apărut acele imagini de pe cameră în proces? Pe păi inițial, probabil așa că da, doar avocații noștri au avut acces la, cum îi spune, la... probele din dosar, doar avocații noștri. Eu nu știu cum de Mihai Pascu a avut, cum îi spune, acces la probele de la IML-ul, care sunt la dosar. Iar domnul ăsta, altul, că mai am o chestie cu domnul Pisicuța Sălbatică, cu domnul Marian Ceaușescu, protestatarul, care ia pe toți cu huă și cu borfașurile și cu toate cele, așa, cum de este atât de domol? Și e domol de acum o lună de la primul termen, exact, al Mirunei și Mihai Pascu, în dosarele pe care le au ei separat de acest caz. Domnul Dragomir, eu cred că în momentul de față, subiectul acesta este unul dintre cele mai importante la nivel național. Eu nu-mi dau seama dacă domnii care reprezintă aici coaliția, partide și așa mai departe, înțeleg cam cât de mare este în momentul de față tensiunea la nivel opiniei publice. Eu sunt tată, Mugur Ciuvică este tată, suntem mulți aici care, în momentul în care ne uităm la drama dumneavoastră, la drama familiei dumneavoastră, la drama celelalte familii, în momentul în care vezi așa ceva, nu, familia Olariu, nu ai cum să nu doar să empatizezi și să ai impresia că faci parte din, că suntem toți o familie, nu? Eu aștept cu foarte multă nerăbdare derularea acestui proces. Părerea mea, umilă, este că dacă aici se va ajunge la o soluție care să pară cumpărată, care să pară nedreaptă, care să pară într-un fel în care opinia publică să fie iritată, eu mă rog la Dumnezeu să nu vedem ce înseamnă furia oamenilor. Ne oprim aici, urmărim cazul și nu ne lăsăm intimidați de indivizi de felul ăsta,
de banii lor, de rudele lor, deja de sunt pilele lor. În sensul ăsta, păi pentru premise. Că sunt două lucruri care stau în ochi. Faptul că dosarul a fost făcut la Mangalia la nivel de judecătorie și chestia cu culpa comună de care a vorbit. Asta cu culpa comună este strigătoare la cer. Și... Vă rog, domnul Dragomir. 10 secunde v-aș mai ruga și chiar nu vă mai rețin din timpul dumneavoastră. În acest weekend, eu n-am să fiu în țară pentru că așa mi-este serviciul. Dar sunt aproape de acest eveniment și am vorbit și cu prietenii mei din Anglia, din Europa, de unde sunt ei, inclusiv din țară, așa, unde sunt ei, se va produce, va avea loc un manifest. Deci nu, cum îi spune, nu cu scandal, nu cu un manifest pașnic împotriva justiției, în memoria celor doi copii care au murit și împotriva altor Vlad Pascu de pe șosele. În data de 13, sâmbătă, după ora, începând cu ora 19, în Piața Victoriei. Și toată lumea, toți părinții care au copii și îi doresc alături de ei să fie prezenți acolo, în număr cât mai mare. Singura condiție este să aibă un tricou, o cămașă, un ceva alb de la bust în sus. Atât și nimic unde mai va fi? Nu unde va fi? Piața Victoriei. Piața Victoriei. La Piața Victoriei. La ce oră încă o dată? Ora 19. Cine? Este aprobat. Da, este aprobat, este tot în regulă. E un manifest. Cine dorește să fie la acest eveniment, iată mesajul pe care tatăl unea dintre victime îl face în această seară. Ora 19. Încă o dată, sâmbătă, da, ora 19, Piața Victoriei. Pentru mine, ca să pot vorbi cu dumneavoastră, cu presa, eu cu relația cu Dumnezeu, să mă scuze toată lumea, nu prea mai am o relație chiar așa de bună cu Doamne, dar pentru mine, Roberta mea îmi dă putere în continuare să-mi trăiesc zilele și să se facă dreptate. Știu că este inevitabil ca sufletul dumneavoastră să fie tulburat, și este tulburat, e un cuvânt, e un eufemism. Sunteți zdruncinat în mod evident, dar chiar dacă relația dumneavoastră cu Dumnezeu este una într-un moment critic, ca să zic așa, permiteți-ne nouă celorlalți, tuturor, să ne rugăm pentru dumneavoastră, să ne rugăm pentru familia dumneavoastră, ca Dumnezeu să vă mângâie și Dumnezeu să vă facă puternic să treceți peste momentul ăsta pentru Roberta, pentru memoria ei și ca așa ceva să nu se întâmple. Și pentru Sebi. Și pentru Sebi și pentru familia Olariu. Din suflet. Și pentru familia Olariu, Dumnezeu să-i mângâie, să ne rugăm cu toții pentru aceste două familii. Vă îmbrățișăm, Dumnezeu să vă ajute și să vă întărească. Doamnelor și domnilor, ne vom